A zis cineva foațe de dentare? Astăzi vă arătăm un caz clinic complet rezolvat cu ajutorul foațetelor dentare în Clinica Dentalist. Știu că este un subiect pe care l-așteptați de mult și eu îmi doream de mult timp să vă trec pas cu pas prin tot procesul de fațete dentare, de data asta ceramice, adică făcute cu ajutorul unui tehnician dentar. Știți că anterior am discutat despre fațetele dentare din material de plombă, din compozit și vă las mai jos în descriere clipul integral despre subiectul acesta. Astăzi, în schimb, am revenit cu felul în care se fac fațetele dentare ceramice, pas cu pas, de la situația inițială până la zâmbetul final obținut. E important mai întâi să vă spun ce sunt fațetele dentare. Fațetele dentare au aspectul unei coși de ou, sunt practic ca o unghie falsă care se montează pe suprafața dintelui și sunt folosite pentru a obține modificări de formă, volum sau culoare a dinților. Ele, în general, fațetele sunt din mai multe materiale. După cum vă spuneam, fațete din material de plombă, din compozit, ați văzut în clipul anterior, fațete ceramice, despre care discutăm astăzi, și fațete din zirconiu, despre care nu o să discutăm, pentru că zirconiul nu mi se pare un material potrivit pentru niște fațete. Și vă spun și de ce. Zirconul este un material mat și dur, foarte rezistent, folosit mai mult pentru îmbrăcarea măselelor. În zonele estetice vizibile, pe dinții din față, îți dă o senzație de dinte mat. Nu se poate obține transparența caracteristică unui dinte natural cu ajutorul acestui material. Însă acest lucru poate fi făcut de ceramică sau porțelan. De aceea povestim astăzi despre fațetele din ceramică. Este un proces care poate dura câteva săptămâni, să spunem. Nu ne grăbim nicăieri, asta e important să știți. În momentul în care pacientul se prezintă la medic și împreună decid că fațetele dentare sunt o soluție pentru ca pacientul să ajungă la zâmbetul pe care și-l dorea, începe un proces îndelungat. În prima fază, facem un test drive, adică pacientul menționează medicului ce își dorește să aibă de la viitorii lui dinți. Poate vrea o culoare diferită, poate vrea să arate altfel, să fie mai voluminoși, să fie cu unghiurile ascuțite, să sunt diverse variante. Sunt atâtea tipuri de dinți încât nici nu vă pot explica și vă las aici o imagine cu puține dintre felurile de dinți pe care le puteți avea ca și pacient. Hotărăsc împreună cum vor să arate dinții viitori și pe baza informațiilor pe care îi le oferă pacientul, medicul pregătește un test drive, îmi place mie să-i spun. Este practic o machetă a unei posibilități de dinți pe care o să vedeți și în clip. În momentul în care tehnicianul le face, le modelează, le printează, acești dinți, viitorii dinții pacientului vin în clinică, medicul amprentează dinții pe care i-a primit și transferă în gură acest nou zâmbet pentru ca pacientul să vadă propunerea pe care o facem noi. Adică pacientul poate să vadă în momentul respectiv cum ar putea arăta el cu viitorii dinți. Îi facem dinții mai lați, îi facem dinții mai bombați, îi facem dinții mai albi. Putem practic să jonglăm cu toate aceste caracteristici ale dinților până când pacientul este mulțumit. Practic există ok și trec la etapa următoare. Există de regulă un delay între momentele astea, adică dacă la prima consultație pacientul a venit, a fost fotografiat, i s-au luat toate mulajele și răspunsurile la întrebările cum mai vrea să arate dinții tăi, cam într-o săptămână el revine în clinică pentru acest test drive despre care povestea. Vedem dacă totul este în regulă, dacă se potrivește perfect preferințelor pacientului, stabilim o programare ulterioară în care încep să îi se șlefuiască dinții sau să îi se reducă din dimensiunea smalțului. Practic, dinții se prepară pentru a primi fațete de ceramică în viitorul apropiat. Dacă însă există câteva modificări de făcut, poate pacientul își dorește altceva, poate nu se simte neapărat confortabil cu felul în care arată dinții lui, vom modifica acest test drive până când pacientul e super confortabil și își dă ok-ul pentru viitorii lui dinți. Mergem la pasul următor, începem să preparăm suprafața dinților. Prin preparare înțelegem șlefuire, adică îndepărtarea din suprafața dinților unui strat de smalț destul de mic. Acesta însă variază în funcție de mai multe aspecte. În funcție de cum sunt aliniați dinții, în funcție de ce modificări de culoare vrem să facem, practic, fiecare nuanță mai deschisă de dinte presupune 0,2 mm mai mult șlefuit din suprafața dintelui. De așa o grosime are nevoie tehnicianul pentru a adăuga straturi de ceramică până când reușește să ajungă la o culoare
mai albă. Deci asta e bine să țineți minte, cu cât vreți să aveți dinții mai natural ca aspect, cu atât îndepărtăm mai puțin din suprafața dinților. Cu cât îi vreți mai alb, trebuie să îndepărtăm un pic mai mult ca să ne permitem să avem suficientă grosime pentru fațeta despre care povesteam. Toate bune și frumoase! Dinții se șlefuiesc. O să vedeți în clipul explicativ cum doamna doctor are diverse accesorii, fire, discuri cu care finisează dinții după ce a șlefuit din suprafața lor. Sunt mai multe accesorii cu care pregătește dinții pentru amprentare. Se ia amprenta, adică se înregistrează felul în care arată dinții acum, urmând ca de obicei în 10 zile să primim dinții realizați de către tehnician. Cu cât sunt mai mulți, cu atât durează mai mult. Noi nu vrem niciodată să grăbim tehnicienii cu care colaborăm, pentru că există o ordine a lucrurilor. Se fac într-un anumit timp pentru ca să se facă corect. De regulă, dacă o să fie presiune, ceva poate nu o să iasă conform planului și ne dorim ca lucrurile să iasă foarte bine. Nu punem atât de mult preț pe rapiditate, cât punem preț pe calitate. Trec 10-12 zile, vin fațetele dentare în clinică, pacientul este invitat la clinică. Există aici două variante. Se face o probă a dinților și se întâmplă destul de frecvent, anunțăm pacientul acest aspect de dinainte, se întâmplă ca poate ceva să nu se potrivească perfect. Sunt situații în care pot apărea distorsiuni ale materialului și poate o fațetă, să spunem, să nu fie perfect adaptată. Și atunci se face o probă a tuturor dinților, dacă ceva nu este în regulă, se întoarce la laborator și se stabilește o dată ulterioară pentru cimentare. Dacă totul este în regulă, și se întâmplă de cele mai multe ori, începe procesul de cimentare al fațetelor, care să știți că este unul destul de îndelungat, pentru că fațetele, piesa protetică, cum o numim noi, sau unghia falsă, trebuie și ea tratată. Adică trebuie pensulate anumite substanțe pe suprafața ei și dintele trebuie tratat, pentru ca împreună cele două suprafețe, când se ating, să fuzioneze perfect. Fațeta devine de 3 ori mai puternică atunci când este lipită de suprafața dintelui. Vedeți și în clip, fațetele se lipesc una câte una, se îndepărtează excesul de material de fiecare dată. Este un proces destul de îndelungat care poate să dureze până la 6-7 ore pentru a fi făcute corect. După ce am cimentat toate fațetele, toți dinții, verificăm mușcătura pacientului să nu existe contacte nepotrivite care să-l facă să se simtă inconfortabil. Trimitem pacientul acasă pentru că este obosit și peste o zi sau două revine la cabinet să verificăm dacă există vreun exces de ciment pe undeva. Verificăm să fie totul super lustruit, să fie aranjat corect, verificăm din nou mușcătura, să fie contactele potrivite și ne îngrijim ca totul să fie 100% ok, pacientul să fie mulțumit și să aibă zâmbetul nu numai aliniat, dar să fie și foarte, foarte corect din punct de vedere funcțional. Mușcătură, mestecare, vorbire, toate trebuie să fie perfecte. O să vedeți în clipul următor toți pașii prin care au trecut pentru fabricarea acestor fațete. Vedeți cum este pacientul pozat, test drive-ul, adică îi se transferă pe suprafața dinților mulajul ăla de plastic, așa încât să vadă cum vor arăta dinții. Ulterior, dinții sunt șlefuiți pentru că pacientul e de acord cu dinții pe care vrem noi, pe care i-am propus noi pentru el. Șlefuiește dinții, ia amprentă, după care aceste fațete sunt cimentate și vedeți și pozele de final, care recunosc sunt făcute la o săptămână după ce au fost cimentați dinții, tocmai pentru a permite pacientului să se obișnuiască cu dinții și să vedem dacă există un disconfort, unde este și să-l îndepărtăm. A trecut deja o lună de când au fost cimentate fațetele pacientului, e foarte fericit cu felul în care se simte, cu felul în care arată și asta ne dorim să obținem pentru toți pacienții noștri. Hai să vedem clipul! Pacientul a fost fotografiat anterior și i s-au luat mulaje, iar aici testăm test drive-ul. Din material provizoriu se fac niște fațete provizorii. O să vedeți cum se montează atât pe arcada de sus cât și pe arcada de jos. Se îndepărtează excesul, iar rămân exact dinții așa cum ne dorim noi să-i realizăm din fațete dentare. Bineînțeles, se ajustează puțin, se adaptează așa încât pacientul să vadă cât de clar se poate felul în care vor arăta dinții lui viitori. Ne referim aici atât la forma dinților, cât și la culoare, cât de aproape putem și, bineînțeles, și la alinierea dinților.
pacientul vede exact cum va arăta și este momentul în care discută cu medicul lui dentist dacă vrea să facă modificări, să facă dinții mai voluminoși sau unghiurile mai ascuțite, se pot adapta. În momentul în care a primit ok-ul medicul, trece la pasul următor, acela al șlefuirii dinților. Primul pas reprezintă tot poziționarea pe dinți a acestui desk drive pentru a putea îndepărta din suprafața dinților strictul necesar. Și atunci se șlefuiesc dinții cât de puțin este necesar. Aici vedeți inserția de fire, sunt niște fire speciale care se pun între gingie și dinte pentru ca să vedem exact limita dintelui, limita preparației o numim noi, în momentul în care se amprentează. Asta ne ajută ca fațeta să fie foarte exactă acolo unde se lipește de suprafața dintelui. Procesul în sine de șlefuire presupune mai multe freze, mai multe discuri cu care se finisează dinții, așa încât dintele ce urmează să fie amprentat să fie foarte, foarte fin. S-au pus toate firele, iar aici vedeți preparându-se materialul de amprentă. Am ales un material foarte, foarte exact, care funcționează din două materiale, așa încât să vedem toate detaliile. Pentru că sunt foarte mulți dinți preparați, aceleași proceduri se fac și pentru arcada de jos, arcada mandibulară. Din nou, vedeți cum se prepară materialul de amprentă, care este în două consistențe, una mai fluidă, una mai ca o plastilină, pentru a fi foarte, foarte exact felul în care arată dinții. Asta ajută la o adaptare foarte corectă a fațetelor viitoare. Aici vedeți înregistrarea mușcăturii cu material MOV, e un alt silicon, pentru că e important ca dinții nu doar să fie aliniați, dar să și fie în mușcătură corect poziționați. Se alege culoarea împreună cu pacientul și cât timp se vor fabrica fațetele definitive, pacientul va sta cu niște fațete provizorii, care vedeți aici cum se lipesc pe suprafața dinților. Mai întâi pe arcada maxilară, cele 10 fațete pe care le-am preparat, apoi la fel pe arcada mandibulară. Se fac fotografii ca să ne luăm ultimele măsurători pentru fațetele finale și ați văzut în imaginea respectivă fațetele definitive. Urmează o procedură destul de îndelungată de lipire a tuturor fațetelor, 20 de piese. Fațetele în sine se condiționează cu un material anumit în mai multe faze, după care se lipesc două câte două stânga-dreapta pe suprafața dinților pacientului. Este o procedură care durează, după cum vă spuneam, trebuie făcută cu foarte multă atenție, trebuie îndepărtat cimentul de la fiecare fațetă în parte pentru a nu rămâne resturi de ciment la gingii. Fiecare fațetă în parte se întărește cu o lumină albastră cu care se întăresc și materialele de plombă. Se cimentează cu grijă fiecare fațetă. Și la final verificăm, bineînțeles, felul în care mușcă pacientul. Sunt niște verificări pe care le facem în ziua cimentării, după care e foarte important ca pacientul să revină peste câteva zile, să vedem cum funcționează pentru el, dacă mușcă corect, dacă îl deranjează ceva, poate a mai rămas pe undeva o bucățică de ciment și să facem ultimele finisări. Mai facem mici ajustări pentru ca forma să fie perfectă pentru pacient și să-i placă cum se vede acum. Și observați, rezultatul final arată foarte bine, l-am fotografiat, vă lăsăm și vouă pozele aici și pacientul foarte fericit, bineînțeles, și medicul fericit. Ați văzut ce dinți super nice? Ne plac și nouă foarte mult. Dacă vreți să vă înfrumusețăm zâmbetul, să vă redăm strălucirea, vă așteptăm oricând la clinica noastră Dentalist. Este clinica cu toate specialitățile sub același acoperiș. Orice vă doriți, fațete, implanturi, aparate dentare sau doar o igienizare, toate le găsiți la Dentalist. Pentru a ne vedea zi de zi pe social media, urmăriți-ne pe TikTok, Instagram și nu uitați să dați și aici un subscribe.
Ne vedem săptămâna viitoare. Până atunci, zile minunate să aveți!